În primul rând, felicitări, se împlinesc 10 ani de când acest eveniment minunat se desfășoară și aș vrea să-mi spui mai multe despre evenimentul de anul acesta. E grandios. Sunt peste 400 de oameni doar în organizare, sunt tiruri întregi cu piese de decor, sunt lumini, accesorii speciale, veți vedea momente speciale, artistice, pe lângă defilarea atipică pe care o pregătim în fiecare an. Și pe scenă vor fi 13 echipe alcătuite din modele de viață în scaun cu rotile. Așa au ajuns să-și trăiască viața, nu s-au născut neapărat cu o dizabilitate, dar ne oferă o lecție extraordinară. Sunt oameni care realizează atâtea în viață, de te întrebi, eu, norocos să fiu sănătos, cum de nu fac atâtea? Apoi, aceste modele fac echipă cu vedete din diverse domenii, televiziune, radio, teatru, business, sport de performanță și așa mai departe. Cu cât timp înainte ați pregătit această întreagă gală? Luni de zile. Și practic ne apucăm cu un an înainte, dar detaliile și lucrurile cele mai grele se întâmplă în ultimele două luni de zile. Zi de zi și noapte de noapte. Și totuși, uite de la tine arăți extraordinar. Cum reușești să ții pasul și să fii într-o formă extraordinară? Păcălindu-vă. Cu ajutorul designerului, Elis Lean, care, săraca, abia m-a prins pentru o probă, dar și-a făcut o treabă excelentă. Cu ajutorul unui make-up artist bun, al unui hairstylist bun, doar așa. Romanița Iovan consideră că vârsta este doar un număr și optimismul o ajută să arate atât de bine. Mie mi se pare că cumva în zilele noastre frumusețea se degradează din ce în ce mai tare și femeile parcă nu mai se bucură de frumusețea naturală. Nu pot să-ți dau un răspuns la chestiunea asta, că de multe ori m-am întrebat de ce oare sunt fete atât de tinere și de frumoase. Și pentru că e la modă, care nu știu ce înseamnă la modă chestia asta, mă rog, mai vin cu tot felul de schimbări. Schimbări care în timp vor dăuna, adică nu cred că vor fi bune a la lung, știi? Deci nu înțeleg, dar nici nu pot să zic că sunt împotrivă sau ceva, adică mă abțin, ca să zic așa. Și că spuneai mai devreme despre băiatul tău, i-ai cunoscut vreo iubită, a adus vreo iubită acasă? Deocamdată nu e vorba de iubită, dar prietene, da, am cunoscut multe fete, pentru că, normal, este foarte sociabil și are foarte mulți colegi și prieteni în jurul lui, printre care sunt și de genul feminin. Și este evident că am cunoscut și câteva fete frumoase și deștepte. Asta este foarte bine și foarte frumos. Cred că sunt niște emoții așa puternice pentru orice părinte când știe că copilul său crește și ajunge la o vârstă în care trebuie să tragă de anumite praguri. Da, eu sunt foarte încântată că suntem buni prieteni și particip la toată evoluția lui din toate punctele de vedere. Îmi spune tot ce se întâmplă și la școală, ce se întâmplă și în mediul lui de extrașcolar, ca să zic așa, și îl încurajez pe tot ce își dorește și toate preocupările, toate hobby-urile și toate visele pe care le are. Încerc să pun și eu așa un mic deget, o mică mână să și le îndeplinească. Dar oricum este crescut independent, adică nu l-am cocoloșit, nu l-am ținut... Să fie băiatul mamii. Da, nu. Și asta a fost un avantaj al faptului că am născut la vârsta maturității, că am putut să mă ocup de el. Am vrut carieră până să-l nasc pe Albert, dar când l-am născut pe Albert a fost prioritate în viața mea. Și de la un moment dat, probabil, o să mă întorc la mine, că eu am rămas undeva în coadă, ca să zic așa. Crezi că te-ai neglijat? M-am neglijat din punct de vedere al călătoriilor. Ah, ok, că așa nu se vede. Nu. Aici este obligatoriu. Okay. Dar e un stil de viață până la urmă. Dar din punct de vedere al călătoriilor, da, într-adevăr, nu m-am mai ocupat de ceea ce aș fi vrut eu să fac, să întreprind în ideea asta. Dar va veni timpul. Și... adică nu voi renunța. Și când va veni timpul, care va fi prima călătorie? Să știi că vreau să merg în Japonia. Da.
normal se spune că destinațiile îndepărtate trebuie să le faci și când ești tânăr și cele mai apropiate când ești mai puțin tânăr. Dar la mine o să fie invers. Unescu a părăsit pupitrul de știri și a fost prezent la eveniment în calitate de designer. Care crezi că este cea mai importantă lecție pe care ne oferă acest eveniment? Cred că, în primul rând, viața în sine. Este o lecție pentru fiecare dintre noi, văzându-i pe cei de aici și aflându-le poveștile, pentru că în momentul în care și stai de vorbă cu ei, mulți dintre ei nu s-au născut așa, mulți dintre ei au avut un accident la un moment dat în viață. Ne face să apreciem mai mult ceea ce trăim, ceea ce suntem. Ne face să ne dăm seama de faptul că micile probleme care ne supără în viață sunt nimicuri, pur și simplu. Să apreciem ceea ce avem, să prețuim ceea ce avem, pentru că despre asta este vorba, și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Care este povestea care te-a impactat cel mai tare? Să știi că de-a lungul anilor am aflat foarte multe povești venind la acest eveniment. Povestea Mona Lisei este una frumoasă, dacă vrei, pentru că primul lucru pe care am avut curiozitatea să o întreb, să aflu despre ea, a fost cum a reușit să treacă peste accidentul pe care l-a avut la 17 ani, cum a reușit să meargă mai departe și cum a acceptat, de fapt, că despre asta este vorba, e greu să accepți, că viața se schimbă într-un moment. Da, eram curioasă să aflu lucrurile astea, pentru că te marchează și pe tine, om care afli o poveste. Povestea Mona Lisei este că 17 ani a fost un om normal și de 17 ani, culmea, este în acel scaun cu rotile. Dar este un om fericit, un om bucuros, un om care, cu ajutorul familiei, cu ajutorul prietenilor și cu ajutorul faptului că ea și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre evenimentul din viața ei, a reușit să meargă mai departe. După vacanța de lux din Dubai, Andreea Bălan s-a întors cu forțe proaspete. Te văd tot mai des cu cele mici la evenimente, pe semne că vrei să le obișnuiești cu viața asta de artist. Cred că s-a obișnuit așa, pentru că am cântat cu Iuliana Beregoi la Sala Palatului. Deci, practic, primul lor concert a fost direct pe scena mare, a scenă de la Sala Palatului. Și am fost activă la evenimente și s-au obișnuit. Și când le iau de acasă, le spun, trebuie să ne îmbrăcăm frumos, că mergem la un eveniment și deja mă întreabă, ce facem? Cântăm? Suntem în public? Dansăm? Sau vorbim? Ok, și trebuie să le dau informația potrivită. Dar ți-ar plăcea să-ți calci pe urme și să urmezi o carieră, nu știu, în lumea aceasta artistică? Da, mi-ar plăcea. Deja el a zis că vrea să fie cântăreață și clar așa, cred că mai mult năzdrăvană de meserie. Și pe amândouă le-am mutat de la privat la Liceul de Muzică George Enescu. El va intra în clasa 1 și Clara în grupa mare. Uite că acum le întreb și eu, ce vrei să te faci când o să fii mare? Cântăreață! Și tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctoriță! Bine, pe asta nu știu. Am luat și eu, da. Cred că ea se uită la doctorița Plușica. Se uită la Plușica, nu? Da. Pentru că eu știu că tu ești o luptătoare, pe tine ce te motivează când ai o zi proastă? Știu sigur că mâine va fi bine. Trebuie să acceptăm că avem și zile proaste, să ne acceptăm emoțiile, astea avem stări mai puțin plăcute, să nu ni le respingem emoțiile. Și suntem oameni și cu toții avem zile mai bune și mai proaste. Și asta e, a doua zi o să fie bine. Deci ești optimistă. Păi viața mi-a arătat că după ploaie vine soare. Și după soare mai vine ploaie. Și asta e, așa e viața, cu suișuri și coborâșuri. Și n-ai de unde să te duci de jos decât în sus. Mereu pe fugă, Adina Buzatu și-a făcut bagajul pentru că mâine dimineață pleacă la Copenhaga. O prezență sclipitoare ca de fiecare dată, însă eu știu un lucru despre tine, că tu nu te pregătești cu foarte mult timp înainte și îți alegi outfit-ul așa pe loc, e adevărat? Uite, acum am îmbrăcat, cred că în 5 minute pe drum. Pentru că vin de la muncă, eu sunt om al muncii, oamenii au senzația așa că eu mă plimb și ce frumos și merg la restaurante, mă și întreabă recomandări, eu sunt foarte mult la magazin.
Dacă veniți oricând mă găsiți, chiar și acum vin de la magazin, bineînțeles, ulterior merg la o recepție la operă. Deci sunt așa, într-o continuă alergătură. De dimineață până acum n-am avut 10 minute libere, efectiv, am mâncat din mers, am făcut toate lucrurile din mers, da, asta e. Deci tu ești femeia ideală pentru orice bărbat, că știi că noi femeile când ne anunță, vezi că în jumătate de oră trebuie să ajungem acolo, păi stai că nu știu cu ce să mă îmbrac, cum mă machiez, cum... Tu ești ceva ideal, pentru mine nu știu, ești o surpriză că nu înțeleg cum reușești, adică care-i secretul? Vezi pur și simplu o haină, o arunci pe tine și aia e? Lipsa de timp e secretul, să știi că atunci când nu ai variante, te adaptezi. Plec de obicei dimineața cu o ținută sau două sau chiar trei. Astăzi, de exemplu, am plecat cu două ținute, aceasta și cea pe care am avut-o pentru un interviu mai devreme. Și nu, dar le iau foarte repede dimineața. Dar tu cum poți face față, nu știu, la programul acesta super haotic? Alții în locul tău cred că ar fi pe perfuzii cu vitamine. Tu cum reușești și arăți tot timpul atât de fresh? Să știi că de multe ori mă întreb și eu, pentru că simt uneori că nu se mai poate, dar de fiecare dată dorm și a doua zi dimineață mă simt excepțional, am chef de muncă, din nou am energie, din nou mulțumesc lui Dumnezeu. E poate și o atitudine, e poate și o stare de spirit, pentru că știi, când te simți un pic obosit, poți să te așezi jos și să spui nu mai poți, sau poți să spui hei, hai gata că e bine și te încarci așa cu energie și merge. Dar măcar ai un program de somn sănătos, adică măcar un minim 8 ore sau nici ăla nu e cum trebuie? Obișnuiam să nu, dormeam 4, maxim 5 ore, era deja mult somn, dar de ceva timp am început să nu mă mai trezesc la 5:30 cum mă trezeam înainte, să mă trezesc la 7:30, îmi încep sportul la 8 și atunci am un pic mai mult timp. Uneori însă, când am emisiuni foarte devreme, am avut în weekend la 7:30 și 3 emisiuni în zile consecutive la 7:30. Îți dai seama, până te machiezi, până te pregătești, totuși durează un pic, motiv pentru care n-am dormit cine știe ce și resimt acum, de-abia aștept zborul de mâine care e la 6 dimineața să dorm.